cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața! Piatra Neamț, 15 iunie 2022, aseară târziu, mă rog, nu chiar atât de târziu, știți, la ora în care toată lumea se distra și spunea, vai, de mine ne conduce Muntenegru cu 3-0, zice, uite așa ni se trage nouă de la americani și occidentali care au făcut să despartă fosta Iugoslavie în 6 republici și acum în loc să ne bat o singură echipă la fotbal, handbal, basket și la ce mai ne bat 6. Deci, la ora aia a început să vină dinspre zona partidului de guvernământ, nu cea locală, că aici e mucles total. Aici nimeni nu vorbește, nimeni nu spune, pentru că ei vor vorbi după ce se va întâmpla minunea. Deci, dinspre zona centrală a partidului, un foarte bun prieten al domnului Ionel Arsene, care dacă ar putea, iar deschide drumul spre funcții care să nu necesite decât bandă la buget pe o perioadă strict determinată, a transmis așa pe surse că domnul Ionel Arsene s-ar fi autosuspendat din postura de președinte al organizației PSD Neamț. Acum, sincer, până nu vedem, nu credem, dar așa e interesant care poate fi drumul de la prăbușire la autosuspendare. Pentru că motivul clar ar fi, domne, s-a prăbușit podul și uite, se creează prejudicii de imagine pentru atât de curatul și fără de prihană partid numit PSD. Acum, ce să vă mai spunem noi apropo de toată această tevatură care are așa un fel de teatru ieftin. Acum câtva timp Ionel Arsene era condamnat de Tribunalul Bacău la 8 ani și 4 luni cu executare pentru 3 fapte categorisite la fel, deci trafic de influență. Practic era vorba de 3 lucruri. Odată ar fi primit 100.000 de euro de la Gheorghe Ștefan, fostul primar al orașului, ca să folosească banii pentru a-l rezolva, între ghilimele, administrativ pe Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean la acea vreme. Asta e prima faptă. A doua faptă, pentru a-i da banii înapoi lui Ștefan, ar fi traficat influența pe lângă primarul de la Icușești, unde se construia o școală, pentru ca acea construcție să o facă prefectul de la acea vreme al județului Neamț, domnul Vasile Panaite, sau la un moment dat era încă primar, dar mă rog, era prefect pe vremea discuțiilor despre asta, și domnul Panaite i-a dat domnului Arsene să facă tâmplăria geamuri și uși, care era din ceva lemn stratificat, dacă nu mă înșel. Ideea era că tâmplăria l-a costat pe Panaite mai mult decât banii pe care i-a primit de la primărie pentru construcția geamurilor și a ușilor. Și a treia faptă, o firmă din Iași, trebuia cineva, la vremea aceea, cred că domnul Jugan era pe la Agenția Națională de Mediu, să intervină, să facă plăți cu celeritate pentru o firmă din Iași, care ar fi promis o cotă parte legală, cum e în politica românească, adică un parandărât clar acolo, pe o sumă, lucru care nu s-a întâmplat, dar a existat, se spune, intenția și discuțiile. Când a fost condamnat în primă instanță,
domnul Ciolacu, despre care lumea spune că este președintele PSD, mulți PSD-și consideră că nu este președinte, el doar ocupă funcția de președinte. În realitate, toate hotărârile PSD-ului se iau în altă parte și nu întotdeauna domnul Ciolacu reușește să traducă din germană în română despre ce este vorba. Dar una peste alta, domnul Ciolacu, care ocupă funcția de președinte PSD, atunci spunea: am avut o discuție cu domnul Arsene ca doi colegi, ca doi camarazi. Asta cu camarazii chiar e drăguță, dacă e să mă întrebați pe mine, pentru că între colegi e un fel de relație, dar între camarazi este adevărata relație care trebuie, să vă spun eu, subliniată. Deci discuția aceea între doi camarazi, și domnul Ciolacu spunea atunci, înțelegând situația lui Ionel Arsene, nu era într-o situație convenabilă. În următoarele zile voi avea o conversație în privința deciziei sale politice. Corect și colegial este să aștept o decizie politică a domnului Arsene. E mult prea proaspătă decizia instanței. Urmează să avem alte discuții. Bun, Bogdan, foarte frumoase imagini. Nu e un moment fericit nici pentru domnia sa, nici pentru familia domniei sale, nici pentru partid. Au trecut câteva luni și nu au apărut informații cum că domnul Arsene s-ar gândi la suspendarea din funcția politică. Nu vorbim aici de administrativă, că nu-i cazul. Și iată, s-a prăbușit podul. În momentul prăbușirii podului, domnul Ciolacu iarăși a fost întrebat: domne, cum e cu chestia asta? Că câr, că mâr, că cum, că care, că pe unde se poate, nu se mai știe. Dar, iată, ieri, spre ziua așa, dimineața politicienilor, ora de dimineața politicienilor, domnul Ciolacu a spus ceva de genul: am vrut eu să caut aici, dar chiar nu mai are rost acum să pierd timpul căutându-l pe domnul Ciolacu și cuvintele lui. Vă citez aproximativ din memorie. Domnul Arsene, am vorbit cu el și i-am cerut să se gândească că o autosuspendare ar face bine partidului și aștept și eu cu nerăbdare să văd cine este vinovat la podul de la Lusca. Și cum spuneam aseară, din surse directe din zona centrului partidului, domnule, ci că s-ar fi autosuspendat. Că aici nu e autosuspendare, nu e întotdeauna similară cu o demisie. Bun. Ce urmează? Dacă lucrul acesta este adevărat. Eu până nu văd, nu cred, ca Toma necredinciosul. Dar ce ar urma? Și au început de aseară tot felul de scenarii. Bine, ele sunt mai de mult. Că vine actualul prefect, că vine Ciprian Șerban, că vine Daniel Harpa, că vine un consilier local și că este o negociere inclusiv cu PNL-ul de reîmpărțire a funcțiilor de conducere și că acolo ar fi cazul ca să ia și PNL-ul un vicepreședinte, nu că nu l-ar avea pe domnul Dragoș Chitic. Și, în schimb, PSD-ul să câștige alte poziții. Nu că n-ar avea viceprimar la Piatra Neamț, că are. Deci, discuții, paradiscuții, scandal. Dacă e să ne raportăm la situația existentă, în mod normal, după autosuspendarea lui Arsene, ar urma ca automat să ia postul Daniel Harpa. După care, conducerea centrală, dacă vrea, azi, mâine, poi mâine, răs, poi mâine, când vrea el, poate numi un interimar până când se lămurește situația podului. Da, cam asta e cu autosuspendarea. Scoatem din titlu chestiunea asta, pentru că vreau doar un pic să insist
asupra podului că începe să plictisească subiectul și nu numai că plictisește, de acum stai și te gândești dacă n-avea dreptate domnul Arsene când spunea fapte, nu vorbe. Adică de vorbe suntem sătuli, inclusiv în anchetă. Ceva fapte ar fi fost senzațional dacă se întâmplau. Bine, eu îi înțeleg și pe cei de la DNA Bacău. Săracii s-au cam săturat de nemțeni pe acolo. Și cu ambulanța acum și cu asta, deci s-au cam săturat. Mai sunt și alții, da. Bun. Haideți, domnule, să vorbim cinstit. Că circula o glumă pe Facebook. Domnul Arsene îl întreabă pe un coleg de-al său dintr-un alt județ. Măi, și tu faci poduri? Da. Și ce pui în ele? Păi ce, 90% rahat și 10% beton. Bă, tu pui și beton? Cam așa e și aici. Păi, un lucru făcut prost termină prost. O lucrare proastă, orice inginer, chiar și ăla a făcut la apelul de seară, vă spune, se termină prost. Dacă faci o casă și în loc să-i pui fundație, pui acolo niște pospai, zidurile nu țin, clar. De la Ana lui Manole știm chestia asta. Și de la meșterul Manole. Podul ăsta a fost făcut prost pentru că, bine, reabilitarea, eu nu vorbesc de pod inițial că nu mă pricep. Dar reabilitarea a fost făcută prost. De ce? Pentru că, de fapt, contractul era pentru făcut mulți bani din PNDL. Cum au fost o groază de contracte în această țară de mulți bani din PNDL. Că altfel nu se explică multe lucrări. Da. Deci, păi dacă lucrarea e proastă, e clar, vor veni experții, vor cerceta, vor analiza și uite așa se va găsi un lighean mare cu apa dusă din zona lui Pilat, de unde era Pilat guvernator, și se vor spăla pe mâini toți, niciun fel de problemă, până la urmă lucrurile se rezolvă. Dar până atunci, băi, oameni buni, chiar ne luați de proști? Chiar ne luați de cretini? Ce era atât de greu să vină un tovarăș, care o fi el, un camarad, ca să zic așa, un camarad de drum cu domnul Arsene, și să spună așa, bă, cine o fi spus, bă, pe podul ăsta se poate circula dacă nu l-am preluat, dacă nu l-am predat, dacă nu l-am terminat? Că a venit domnul Arsene și a zis, domnule, eu nu sunt consul, eu am garantat, că așa mi-au spus alții. Dădea bine, l-a garantat, cu casca în cap, hei rup. Dădea bine, dar nu sunt constructor. Și aici e adevărat, el nu este constructor. El e puțin din toate. Dar nu este constructor. Păi de ce nu ne spuneți cine și ce a dat? Ieri a fost un CJSU, Comitet Județean pentru Situații de Urgență. Și ce am aflat noi din CJSU respectiv? Dom'le, avem încă 3 poduri, cel puțin, cu probleme. Mai avem și pe ăsta din Piatra. Mai avem și altele, dar nu s-a mai spus atunci nimic. Ce așteptăm, cerem, un grup de specialiști de acolo, cerem un punct de vedere al expertului cu privire la circulația pe cele 3 poduri în condițiile în care există expertize valabile. Adică experții au zis, pe podul de la Pângărea se poate circula doar pe axul drumului cu atâta tonaj, cu atâta așa, pe o singură, mă rog. Există expertiză valabilă. Păi nu că dacă s-a prăbușit podul de la Lux ca unda de șoc, a ajuns și la Pângărea, cine știe? La Girov la fel. Există expertiză. Ni se spune că și la Tupilați există expertiză. Păi și dacă există expertiză, de ce chem expertul, tot ăla care a făcut expertiza, să-mi spune dacă între timp s-au aliniat altfel astrele? Păi vă spunem noi de ce. Pentru că fuga de responsabilitate este sport județean acum.
toată lumea, dacă vă uitați la ședințele mai vechi de CJSU, toată lumea stătea așa. Cineva citea și mai trăgeau cu ochiul pe la telefoane, mai dădeau câte un mesaj, dar era postura aceea, parul în fund și capul drept ca să stai frumos în fața populației. La ultima ședință de CJSU vedeai poziția asta. Și din când în când, un pic așa, fuga de responsabilitate. În loc să vină cineva și să spună, domnule, tovarășe, camarade, camarazilor, păi, drumul la populația cu mașini, căruțe, autocare cu elevi, microbuze cu elevi, autocare cu turiști, etc., etc., a fost permisă de către X. Ca acum, la ședința de CJSU, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, știți cine n-a participat? Consiliul Județean! Păi cum să coboare ei la nivelul ăsta, chiar dacă li s-a prăbușit un pod? Ce mare lucru un pod! Păi la Consiliul Județean podurile sunt uite așa. Uite așa. Ia-și tu unul. Pică unul, ei, nu-i nimic. Avem prilej să facem altul pe situații de urgență. Cum să coboare ei să vină la ședință? Ah, au avut o discuție tehnică înainte. Păi de ce ați mai făcut CJSU? Ca să ne dați un comunicat, să ne spuneți că lucrați. La ce? Nu era suficient să ne spuneți, domne, cine a dat drumul la circulație? A, putea să ne mai spuneți ceva, dacă vroiați. Cine trebuia să anunțe că se dă drumul la circulație și în baza căror acte? Erau toate persoanele îndrituite să ne spună asta în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. La modul extrem de serios, adică nu stăm să mai convorbim discuții. Erau acolo. Puteau. Au făcut-o? Nu. Ne-au dat un comunicat că vom vorbi cu experții. Păi, acum ce așteptăm? Ca experții să vină să spună, știți, mă scuzați, am fost un prost. Am făcut o expertiză proastă și acum vă spun că nu mai e bună. Sau poate, cine știe, spun. Dom'le, între timp a avut loc următorul proces de degradare a podului în 3 luni. Păi în ianuarie, pe data de 4 ianuarie, Mesagerul de Neamț publica acele imagini considerate de unii apocaliptice cu podul de la Tupilați. Dom'le, atunci am primit asigurări. Nicio problemă! No problems. Vom analiza, vom socoti, da, este expertul, dar vom mai chema odată. Ați auzit după aceea să vină cineva să spună acestor populatori ai județului Neamț și ai turiștilor care tranzitează județul. Bă, oameni buni, e sigur să mergeți acolo sau e sigur să mergeți cu mașinile mici până în nu știu câte tone, dar aveți grijă să aveți o distanță de 60 de metri, mă lași. N-au făcut nimic. Acu, că vezi, doamne, presa de la București stă cu capul pe ei. Doamne, nu, acum ce noi chemăm mai experți? Vai de mine. Experți, gulere albe, halate perfecte, vin și ne spun, doamne, vedeți ce vedeți voi acolo, acele chestii ridicate deasupra, ele teoretic sunt în pământ. A, că mai venit niște apă, mai luat pământ, dar ele sunt acolo și sunt solide și sunt bune. Așa o fi, că nu suntem experți și nici ingineri. Păi, dar arată prost. Arată prost. Și pentru un nespecialist arată periculos de prost. Iar ce a făcut CJSU de ieri e un comunicat pentru proști. Sau de adormit proști. Mă rog, nu discut cum a fost făcut, că asta nu e problema noastră. Bun. Deci, ce e așa de greu, măi băieți?
Ieșiți și spuneți. Cine trebuia să facă cu drumul? O să spuneți constructorul. Da, constructorul este vinovat până la conducerea partidului și poate și un pic mai sus. Constructorul, dacă era constructor adevărat, spunea, hai, pași de aici, nu-i gata, mai am treabă, nu circulă nimeni pe pod până nu facem cu tare. Păi cum adică? Vine și ne spune domnul Arsene că au trecut nu știu câte camioane cu nu știu câte sute de tone pe pod. Păi de ce au trecut, domnule? Ca să arate că e bun, nu? Păi dacă e bun, ați făcut sau nu ați făcut recepție? Dacă ați făcut recepție, ați semnat vreun act? Dacă n-ați semnat niciun act, de ce s-o da drumul la circulație? Gata. Subiectul, că deja am început să mă plictisesc și cu lucrul ăsta, pentru că nu e așa, băieții de genul ăsta, care cred că chiar toată lumea este proastă în județ și în țara asta, încep să plictisească din ce în ce mai mult. Așa, am aflat că oricine vorbește despre podul de la Luțca este în zona presei de la alt partid. Cine nu vorbește despre podul de la Luțca este o presă onorabilă și ok. N-am niciun fel de problemă. Acum vreau să spun că ce ne facem dacă mesagerul a vorbit și despre catastrofele din Piatra Neamț. Atunci cei de la... Nu se pupă ceva în logica asta. Dar mă rog, haideți ca să fim pe aceeași lungime de undă să vorbim și despre celebru municipiu Piatra Neamț, care, fie vorba între noi, încă mai este un oraș frumos pe principiu ce s-a construit atunci, nu reușim noi să văruim, dar mai rămân și lucruri frumoase. Vine o veste tristă și proastă, se pare, pentru municipiu. Acum vreo aproape 2 ani, un an și ceva, vorbeam în emisiune aici și spuneam că proiectele pentru așa zisa, mobilitate urbană, alea îmbrăcate frumos, fără studiu de impact public, fără alte lucruri, deci proiectele astea sunt proaste. Și argumentam atunci de ce sunt proaste. Pentru că, dacă să nu se supere pe mine domnul Andrei Muscalu sau Vlad Muscalu, nici nu mai știu cine, că îi încurc de acum, cine e primar, cine îi conduce, cine nu conduce. Deci domnul Vlad Muscalu, da? Da, niște ingineri care au mai făcut chestii de genul ăsta ne-au spus, bă, cum poți să faci un proiect să nu te intereseze cei pe dedesubt? De asta e prost proiectul, domnul Muscalu. Proaste erau și studiile de prefezabilitate pentru că ăia care le-au făcut nu au văzut, n-au dat cu capul de stâlpi de beton, ton, care erau pe schițe. Ei au făcut așa un fel de privire de sus asupra orașului că n-au văzut că trebuie scări la trotuare. Și proiectele sunt proaste, orice ați spune domnia voastră din calitatea de inginer constructor de care ți fi dumneavoastră, pentru că un oraș sărac trebuie să dea bani în plus, foarte mulți, de la 2% contribuție, s-a ajuns la 40% și dacă cineva mai face aceste lucrări, se va ajunge și la mai mult, la mult mai mult. Oricum, faptul că trebuie să pui și conductă de apă, care trebuia să fie în proiecte, care te mai costă teoretic încă vreo 18 milioane de lei, dar te costă mult mai mult, că asta e la început, ce va fi după aceea mai vedem, arată cât de prost au fost gândite aceste proiecte. Orice ați spune dumneavoastră, încă în orașul acesta mai avem dreptul să criticăm, după cum avem dreptul să criticăm și în județ. Știu că ideal ar fi ca totul să se rezolve așa, a Dixit Muscalu, Dixit Carabelea și așa se face. Orașul sunt eu. Da,
din păcate pentru dumneavoastră, mai lucrează și alții prin oraș și mai trăiesc prin acest oraș. Bun. Acum vă ziceam de vești proaste. Păi vestea proastă e că în ciuda banilor frumoși pentru partea cu schimbarea conductelor de canalizare, cred că apă, canalizare, nu mai știu, nu s-a prezentat nimeni la procedură. Cel puțin până acum. O să spuneți de ce. Că dacă e... Bun, poate fi vorba de termene strânse, poate fi vorba, știu eu, de lipsa forței de muncă, dar problema se pare că este alta. Și asta ar trebui să dea de gândit celor care au fost aleși să conducă primăria, nu celor care au fost numiți să conducă primăria. Se pare că există o atitudine de superioritate undeva la vârful primăriei care deranjează foarte mult pe cei care trebuie să facă lucrări. Și deja circulă așa pe undeva la un anumit nivel un zvon că ar fi posibil să retragă și cei care au câștigat licitațiile la coridoarele de mobilitate. Tocmai din acest motiv. Dacă lucrul ăsta se confirmă, atunci vă dați seama că toate proiectele astea nu se mai încadrează în timp. Pică unul după altul și orașul va trebui să dea bani. Nu va mai ajunge să faci obligațiuni municipale să plătești datoria. Trebuie să faci obligațiuni municipale să plătești și prostia, prostiile de până acum. Că proiectele sunt bune, sunt bune, da? Întrebați 100 de oameni, apropo de emisiunea aceea cabralistică, întrebați 100 de oameni din Piatra Neamț dacă consideră că sunt bune, eficiente și raportul calitate-preț este ok, cu stațiile de autobuz care au fost achiziționate pe aceste proiecte, făcute pe vremea lui Dragoș Chitic. Ca să nu spunem că băieții ăștia sunt de vină pentru tot. Nu, făcute pe vremea lui Dragoș Chitic. Și o să vă spun eu că dacă îi puneți pe oameni și adunați 100 de oameni care să fie interesați să dea un răspuns la chestia asta, din 100 de oameni, nu știu dacă 2 vor spune că sunt bune. Și aia doar o să spună, da, domnule, măcar e 9. Aici suntem. S-a dărâmat un pod, nu se prezintă constructori la o licitație care ar fi profitabilă la preț. Dacă e adevărat că se pregătesc să retragă și cei care au câștigat licitații, avem o problemă. Și problema asta ține de oamenii care ajung să conducă județul, orașul, comunele, și care sunt lăsați să-și facă de cap până când pică podul, pică alța, pică aia, pică aia. După care urmează ani de expertize cu tare și ei rămân pe funcții, pentru că lumea nu se mai prezintă la alegeri, lumea este total dezinteresată de ce se întâmplă și toți stau cu ochii pe plecare, stau de vorbă cu cei care sunt plecați deja, băi, se mai poate face ceva pe acolo, mai putem învârti ceva. Cam așa stau lucrurile. N-am vrut să țin emisiunea mai mult de jumătate de oră, sunt fix la o jumătate de oră. Ne oprim aici. Vă doresc, ce să vă doresc? Să nu mai pice poduri, să nu mai avem oameni fără carismă, nu vorbesc de altceva, în conducerea unor instituții, să avem oameni responsabili când se întâmplă ceva, să se autosuspende sau, la cazul unor instituții cu responsabilități în cazurile astea, să-și scrie demisia că de demis nu-i demite nimeni decât dacă cumva interesele de sus o cer. Să fiți iubiți, aveți grijă fiecare de dumneavoastră, sunteți pe cont propriu. Mesagerul de Neamț încă aici la Piatra Neamț, încă aici, în direct. O să rog pe Bogdan să ne scoată din emisie, încet, încet, ca să nu ne mai tăiem
Mau.